De ce este toată frenezia asta cu anul nou? Dacă nu faci nimic în direcția aia. Hello, people of the internet! Ce faceți? M-am gândit astăzi să vorbim puțin despre vision board-uri și despre obiective și de ce nu funcționează în mod special vision board-urile. Da, să discutăm pentru că am văzut că sunt foarte populare la început de an, în clipurile astea. Am văzut că și la noi sunt fete care fac clipuri despre vision board, ceea ce nu e nimic în neregulă, să nu ne înțelegem greșit. Dar există un principiu la bază pentru aceste vision board-uri și în general lumea nu respectă principiul ăla și în general oamenii nu țin cont de foarte multe lucruri, se iau doar după aparențe și după ce arată bine și după aia când nu funcționează spun, a, asta e o mizerie și nu funcționează și m-am chinuit degeaba. Și practic, astăzi ce vreau să facem este să discutăm puțin despre obiective și de ce nu funcționează un vision board și când funcționează sau când nu funcționează un vision board. Pentru că tot este început de an nou și pentru că știu că și voi, ca și mine și ca și mulți alții, treceți prin faza asta de a vă pune obiective, de a vă face țeluri, de a face nu știu ce. În primul rând, trebuie să rețineți că nu este nevoie de un început de an ca să vă decideți să faceți ceva în viața voastră. Puteți oricând să decideți să schimbați un aspect al vieții voastre, să faceți ceva nou în viața voastră, să vă schimbați, nu știu, strategia și așa mai departe, să vă schimbați viața doar pentru că e joi la 5 după amiaza. Da? Nu trebuie să așteptați anul nou sau luni sau aprobarea cuiva. Asta ca idee. Dar hai să ne gândim un pic, înainte de toate, de ce este toată frenezia asta cu anul nou și de ce toată lumea, hai să punem, hai să ne apucăm. De la 1 ianuarie eu slăbesc, mă apuc de dietă, mă apuc de sport, știți, eternele rezoluții de început de an cu New Year, New Me, I am gonna be healthy, o să fac sport 5 ori pe săptămână și chestii de genul ăsta. Lucrul ăsta, de fapt, dacă e să vă gândiți voi bine, nu se întâmplă numai la început de an. Lucrul ăsta se întâmplă și, de exemplu, de ziua voastră. Nu știu dacă și voi, ca și mine și ca mulți alții, ați avut senzația aia când vă treziți dimineața, în dimineața zilei voastre de naștere și vă treziți și parcă aveți impresia că începe un an nou și aveți un an nou în fața voastră. Sau când se întâmplă un eveniment major în viața voastră sau când se întâmplă, intrați într-o etapă nouă sau începeți, de exemplu, știu că asta mi se întâmpla la început de an școlar. Țin minte că avem exact aceeași senzație la început de an școlar sau la început de semestru, exact ca acum la început de an nou. Și, bineînțeles, au fost niște cercetători care au stat și s-au uitat la toată treaba asta, pentru că nu vi se întâmplă doar vouă și nu mi se întâmplă doar mie, ci se întâmplă multor altor persoane. Cam toată lumea suferă de chestia asta până la un anumit punct în viață și se numește The Fresh Start Effect. Chiar cercetătorii din Vermont au studiat treaba asta și este un efect sau o senzație pe care o ai atunci când începi o etapă nouă sau chiar și atunci când îți deschizi pentru prima dată un jurnal sau o agendă. Țineți minte senzația aia când ne duceam și cumpăram rechizite și scriam pentru prima dată pe caietele noi și aveam grijă ca prima pagină să fie curată, să fie frumoasă și speram că tot caietul o să fie scris așa. Bineînțeles că de la a treia pagină erau numai mâzgălituri și pagini rupte și tăieturi și toate cele, dar ideea era de senzația aia de început. Ei, asta se numește The First efectul unui nou început. Și momentul în timp efectiv când se întâmplă treaba asta, când avem acest efect al noului început, este considerat reper temporal. Așa este denumit în psihologie și nu numai în psihanaliză, este denumit reper temporal. De ce? Pentru că de foarte multe ori putem avea de foarte multe ori în cazul unor evenimente ne gândim ca înainte și după.
după. Spre exemplu, în cazul unora poate să fie înainte de copil și după, înainte de căsătorie și după, înainte de divorț și după, înainte de 1 ianuarie și după. Înțelegeți? Și de acolo vine toată senzația asta și tot hype-ul ăsta și de acolo dorința asta de a face lucrurile pe care nu le-am făcut în anii trecuți și dorința de a rescrie istoria și de a face lucrurile mai bine. Deci toată chestia asta nu este doar un imbol pe care îl aveți voi, ci este o chestie generalizată care se întâmplă și asta pentru că fiecare om are cumva setat în mintea lui să facă lucrurile mai bine sau să realizeze ce n-a realizat până acum sau să realizeze ce n-a realizat în anii anteriori. Și tot așa, și de aici pleacă și ideea de vision board și de a seta rezoluții și de a face lucruri noi și de a trage linie și a face niște evaluări semestriale sau anuale, sunt oameni care își fac evaluări ale vieții periodic și așa mai departe. De aici vine toată chestia asta, de aici vine și ideea de a-ți face un vision board, pentru că începem o etapă nouă și trebuie să îți conturezi cam cum o să fie viața ta sau ce vrei să ți se întâmple. Toate bune și frumoase, doar că 99% dintre oameni, și când spun 99% dintre oameni, mă includ și pe mine, pentru că și eu de pe la 20 și ceva de ani mi-am tot făcut vision board-uri și mi-am pus conform lucrurilor pe care le-am auzit la momentul respectiv și în care credeam, mi-am pus chestii mari, gigantice, din alea de neatins, adică știți, niște lucruri din alea, niște SF-uri din alea extraordinare. Doar că știți care e treaba? Toate bune și frumoasele, strânge atracție, elege atracției, însă dacă nu faci nimic în direcția aia, însă dacă tu nu ai o bază pe care să vină toate lucrurile alea pe care ți le dorești, ele nu or să se întâmple. La ce mă refer? Mă refer la faptul că foarte mulți oameni își pun lucruri, spre exemplu, pe vision board-ul lor, uriașe, dar nu au baza necesară, în sensul, spre exemplu, vor o carieră nu știu de care. Da? Într-un anumit domeniu, dar nu au studiile necesare, nu au pregătirea necesară în domeniul ăla, vor o relație absolut ideală, dar ei nu știu cum să se comporte cu o persoană, cu o altă persoană, sau nu se cunosc suficient de bine încât să știe ce pot oferi într-o relație. Sau își doresc o casă imensă pe care de fapt nu și-o permit să o întrețină, da? Nu au capacitatea la ora actuală să și-o întrețină și își pun obiective din astea foarte mari și aproape intangibile și nu știu, uriașe, dar fără să aibă o bază în spate. Pentru că nenorocirea și ce nu s-a spune de foarte multe ori este că în ceea ce privește vision board-ul este că trebuie să ai o bază în spate. Trebuie să găsești acel drum către locul ăla, către poza aia de pe vision board, știți? Asta vine dintr-o mentalitate care s-a dezvoltat din anii 80 încoace, în care se spunea constant eyes on the prize, adică stai cu ochii pe premiu, stai cu ochii pe obiectivul final, nu contează prin ce treci, nu contează prin tăvălugul prin care treci, nu contează ce trebuie să faci, ideea este să ajungi acolo. Lucru care a funcționat foarte bine pentru o anumită perioadă, vreo două decenii, în anii 80-90, dar după aia lucrurile au început să se schimbe, iar oamenii au început să se schimbe. Și acum, cred că ați auzit și voi în speakerii de self-help și nu numai, că vorbesc foarte mult și psihologii și terapeuții și nu numai, vorbesc foarte mult despre ideea de a enjoy the road, nu doar eyes on the prize, nu doar să te uiți la obiectivul final, ci să încerci pe cât posibil să te bucuri de perioada aia în care te duce la obiectivul tău final. Și plecând de la treaba asta cu a te bucura de ce ai de făcut, cred că înainte de a-ți face un vision board sau de a spune niște obiective, whatever, că nu toată lumea își face vision board, poate unii își fac o listă cu rezoluții și așa mai departe, întâi de toate trebuie să te gândești la lucrurile tale de bază pe care ar trebui să le ai bifate înainte de a visa acea casă uriașă, acea mașină luxoasă, acele genți extraordinare și mai știu eu ce spui pe vision board. Înainte de toate trebuie să știi cine ești ca om.
Da? Să ai foarte clar în mintea ta cine ești, care sunt limitările tale, care sunt aturile tale, care sunt defectele tale, unde mai ai de lucrat. Mă uit în general la oameni și chiar la oamenii care fac vision board-ul și îmi dau seama că, băi, ți-ai pus niște chestii materiale, cele mai multe dintre ele, pe o placă acolo, ți-ai pus niște poze, ți-ai înșirat niște poze, dar tu nu știi cine ești ca om. Că degeaba ți înșiri niște poze cu genți de lux, dacă tu vrei genții alea de lux doar pentru că le-ai văzut la o vedetă sau la o prietenă sau la cineva care poate și le-a luat din impuls sau mai știu eu ce. Da? Trebuie să știi de ce vrei lucrurile alea, cu ce te ajută, cum vin în completarea ta, ce scop vor servi lucrurile alea pe care le pui acolo în pozele alea, ce scop vor servi. Să te dai mare, să arăți epatezi, să arăți cât ești tu de extraordinar, cât ești de extravagantă, sau chiar te vor ajuta ca tu să devii o versiune mai bună a ta ca om. Pentru că, repet, mulți oameni nu pleacă de la ideea, și dacă vreți să vă faceți un vision board, plecați de la ideea de a vă cunoaște. Ce trebuie să faceți voi ca să vă cunoașteți mai bine? Care sunt pașii sau care sunt instrumentele în care trebuie să investiți să vă cunoașteți mai bine? Și aici vă avem de la cursuri de self-help sau cursuri de pregătire profesională, cărți, excursii, cunoscut oameni, discutat cu oameni, analiză interioară profundă, terapie, pentru că iarăși multă lume nu se gândește, păi, dar poate am nevoie de terapie. Pentru că încă un subiect la care multă lume nu se gândește în momentul în care începe și înșiră poze acolo pe panoul ăla, este că sunt foarte multe traume, multe dintre ele, multe traume chiar și transgeneraționale, pe care noi nu le luăm în considerare. Traumele astea ne împiedică din a acționa către a ne atinge obiectivele și după aia stăm și ne uităm și spunem, a, păi eu sunt înratat pentru că nu mi-am atins obiectivul. Dar nu stăm să ne gândim de ce nu mi-am atins obiectivul. Există mai multe motive pentru care nu ți-ai atins obiectivul. Unul poate să fie faptul că niște traume nu te-au lăsat, da? Faptul că ți-a fost frică să acționezi în direcția aia. Tu știi că, logic, știi că ar trebui să faci pașii ăia, dar nu-i faci pentru că există o frică internă. Ei, frica aia internă trebuie întâi de toate vindecată, trebuie rezolvată și apoi după aia să-ți pui pozele alea și să te duci în direcția aia, știți? Asta se face prin terapie, nu se face prin băgat toată mizeria și toate traumele astea sub covor. Apoi, ce mai există? E posibil să am nevoie de pregătire. Păi, bun, hai să mă gândesc în direcția asta, hai să mă pregătesc, hai să văd de ce pregătire am nevoie, cum trebuie să fac. Da? Poate nu mi-am atins obiectivul pentru că n-am fost suficient de bine pregătit. Ok, atunci, hai să mă uit la treaba asta, să mă uit cum pot să mă pregătesc mai bine ca să-mi ating obiectivul ăla, da? Nu doar să mă aștept să-mi cadă pur și simplu lucrul ăla pe care îl vreau. Pe urmă, iarăși un aspect foarte important la care foarte multă lume nu se gândește, mediul în care ești și, de care, și oamenii de care te înconjuri. Da, știu că a devenit clișeic pentru că toată lumea vorbește despre asta, dar oamenii de care te înconjori sunt absolutamente fundamentale în viața ta. Asta nu înseamnă că dacă nu-ți poți rupe conexiunile cu oamenii ăștia toxici pentru că sunt familia ta sau mai știu eu cine, nu poți să dezvolți o anduranță, să spunem, sau o indiferență la ceea ce spun ei, da? Pentru că sunt foarte mulți oameni care te pot influența și îți pot intoxica mintea cu lucruri negative sau te pot demoraliza, da? Deci este foarte simplu să spui, să trântești o fotografie cu ceva pe un panou, cum ziceam. La finalul anului să te uiți, a, păi n-am realizat chestia asta, înseamnă că sunt un ratat, deci nu mai încerc. În loc să iei lucrurile pas cu pas și să te gândești, bun, hai să vedem ce traume interne am. Am? Mulți oameni nici nu sunt conștienți că ei de fapt au niște traume interne. Credeți-mă că trăiesc printre foarte mulți oameni și văd constant oameni care nici nu își dau seama că ei au niște traume interne, au niște reacții sau se supără sau au niște
lucruri, cred cu tărie niște lucruri și nu-și dau seama că alea vin din niște traume și eu stau și mă uit la ei din exterior și mă analizez ce îmi spun și îmi dau seama, zic, băi, aia e o traumă acolo, dar n-ai ce să le faci, știți? Pentru că n-ai cum să-i... Pentru că n-ai cum să-i scoți de acolo, da? Și la... În momentul în care tu vrei să-ți pui niște rezoluții, în primul rând trebuie să-ți rezolvi problemele astea, traumele, fricile, lipsurile pe care le ai, da? La nivel de, nu știu, de la vocabular până la educație și așa mai departe. Deci trebuie să rezolvi chestiile astea. Astea să fie prioritare, nu vreau Chanel de 5.000 de euro. Super, bravo, felicitări. De ce vrei Chanel de 5.000 de euro? Cu ce te ajută Chanelul de 5.000 de euro? O să-ți țină de foame? Sau vrei Chanel pentru că ai văzut la, nu știu, verișoara care a devalizat fonduri europene și își permite? Știți? Trăim într-o societate extrem de superficială și, din păcate, mă uit la români că... Dar nu numai românii, dar la noi se acutizează treaba asta pentru că se acutizează de la Revoluție încoace, s-a acutizat lipsa educației. Este înfiorător dacă vă uitați. Nu la BAC, hai să nu luăm BAC cu care pierd, dar dacă vă uitați așa, în general, cum erau studenții sau tinerii în anii 90 și cum sunt acum, te iei cu mâinile de cap, da? S-a acutizat foarte tare lipsa educației și nu mă refer doar la educația formală, că hârtii se dau pe bandă rulantă la noi. Faptul că ai terminat o facultate sau un doctorat, că tot e la modă, nu mai reprezintă nimic. Ideea este de educație primară, de educație comportamentală, socială. Nu mai avem capacitatea de a discuta cu oameni. Chiar vorbeam cu o prietenă recent și îmi spunea, zice, bă, zice, nu știu ce se întâmplă cu toți tinerii bărbați din ziua de astăzi, zice, parcă toți îți bătuți în cap, mă. Zice, te duci, eu ca fată mă duc să vorbesc cu ei și ei nimic. Fug de mine. Adică au fost situații în care ăia i-au întors spatele și au fugit, pur și simplu, pentru că nu mai au capacitatea de a comunica, de a lega două cuvinte cu o femeie. Iarăși, ca să ne întoarcem puțin la știință și la așa, specialiștii în neuroștiință spun că momentul în care îți pui niște rezoluții, dacă vrei de adevăratele să faci ceva, orice rezoluție pe care ți-o impui sau o pui sau o scrivi sau o pui sub formă de fotografie sau nu contează, indiferent cum o pui, are nevoie de două elemente foarte, foarte importante. The way and the will. The will, exact ce discutam, adică calea care te duce către obiectivul respectiv, trebuie să vezi măcar parțial, măcar pentru, nu știu, primii 30 de pași, primii 30%, da? În prima parte de 30%, prima treime din drum, măcar pe aia trebuie să o vezi. Măcar vezi partea finală, cum ar veni, vezi obiectivul final și vezi primii pași pe care trebuie să-i faci. Trebuie să vezi calea. Adică trebuie să ai o vagă idee cam cum o să obții tu casa aia imensă sau cum o să... ai tu mașina aia grozavă sau cum o să ajungi tu să-ți cumperi Chanelul ăla sau mai știu eu ce, înțelegeți? Adică trebuie să ai o vagă idee, măcar vagă, dacă nu chiar foarte constantă. Iar apoi the will înseamnă dorința, dorința ta și puterea ta de a te ține de treaba asta, cât de tare îți dorești lucrul ăla. Și de ce ți-l dorești? Că ți-l dorești, aici intră de ce-ul. Ți-l dorești pentru că are X-ul escus și sunteți în competiție, are vecinul mașină, nu știu de care și tu trebuie să fii peste el, sau ți-l dorești pentru că pentru tine asta înseamnă să ajungi în vârf și cumva încununează succesul tău. Îți dorești lucrul ăla pentru asta. Pentru că vine în completarea tot ce ai muncit și a tot ceea ce ești tu ca om. Again, lucru care ne duce către faptul că trebuie să știi cine ești ca om. Măcar așa, în principiu. Chiar dacă ești praf, chiar dacă ești pulbere, în secunda asta, tu trebuie să știi cine ești. Oricât de pulbere ai fi, oricât de distrus ai fi, oricât de ratat ai fi, oricât de ratat ți-ar spune lumea că ești sau oricât de ratat ai fi în ochii absolut tuturor oamenilor din jurul tău, trebuie să știi cine ești.
Da? Pentru că dacă nu știi cine ești, n-ai de unde să începi să construiești. Nu poți construi o casă în aer care să zboare așa. Nu, trebuie să aibă și ea un fundament, un postament, ceva pe care să se sprijine, ceva solid. Ei, să știi cine ești este acel postament solid, da? Și cu cât știi mai bine, cu atât știi ce ai de făcut. Nu contează că ești praf, că asta se poate rezolva. Da? Poți să rezolvi treaba asta, poți să rezolvi faptul că ești praf, poți să iei măsuri în direcția asta, poți să îndrepți lucrurile, dar trebuie să știi cine ești, da? Să știi cine ești, să știi ce vrei și pentru ce vrei lucrurile alea. De-aia nu se țin oamenii de rezoluțiile de început de an. De undeva în februarie deja cam toată lumea a terminat cu rezoluțiile și cu dietele și cu sportul și cu toate cele. Pentru că, în general, toate lucrurile astea sunt puse că dau bine sau pentru că vin în competiție cu cineva sau pentru că ăla are, trebuie să am și eu și tot așa. Nu! Nu, trebuie să vină în completarea ta, trebuie să fie o extensie a ta lucrurile alea, da? Vrei să slăbești de ce? Pentru că așa îți spune nu știu ce revistă sau pentru că ai văzut-o pe Kim K sau pentru că ai văzut-o pe nu știu care? Sau vrei să slăbești pentru că ți-ai dat seama că este bine pentru sănătatea ta, pentru că dacă nu te îndrepți într-o zonă periculoasă, că te îndrepți către o zonă periculoasă unde s-ar putea să ai mari probleme de sănătate dacă nu iei măsuri acum. Vrei o mașină bună, de ce? Ca să fii în competiție cu vecinul, cu șeful, cu fratele tău, cu părinții tăi, ca să demonstrezi cuiva că poți sau pentru că îți permiți și pentru că asta cumva vine și încununează tot ceea ce ai muncit tu. Și este cumva suma a ceea ce ai făcut tu până acum, ce ai realizat și chiar ți-o permiți. Am zis, mare parte din oameni își pun rezoluții pentru că și m-am uitat și eu, m-am mai uit la clipuri din astea cu rezoluții. Vreau geanta de nu știu care. Ok. Vreau să mă duc în nu știu ce excursie, că a fost nu știu care. Vreau să mă duc să nu știu cum. Dar la finalul zilei lucrurile astea nu te fac fericit dacă nu vin pe un fundament solid. Așa că, dragii mei și dragile mele, dacă vreți să vă faceți o listă de rezoluții anul ăsta sau dacă v-ați făcut o listă de rezoluții, vă invit să o reevaluați și să vă gândiți foarte bine la motivele pentru care sunt acele rezoluții pe lista voastră. Și apoi, după ce v-ați gândit foarte bine la motivele pentru care ați pus acele rezoluții pe lista voastră, gândiți-vă foarte bine la ce pași puteți face pentru a iniția procesul de a vă îndrepta către acea rezoluție sau către acel obiectiv al vostru. Da? Gândiți-vă, faceți o listă cu lucruri de care aveți nevoie, faceți o listă cu materiale, faceți o listă cu skill-uri, faceți o listă cu ce vă lipsește, da? Și încercați ușor, ușor să creionați un plan de atac. Pentru că altfel o să fie numai niște dorințe aruncate în vânt, scrise acolo pe o foaie, pe care le veți relua o dată sau de două ori pe an, sau cel mai probabil în decembrie, sau nici măcar nu vă veți mai uita la hârtia aia de rușine în decembrie. Și o să ziceți, da, chestia asta e o mizerie, nu funcționează. Știți, de când cu legea atracției, de când a bubuit treaba asta cu legea atracției, ni s-au împământenit așa niște idei în cap că lucrurile cam pică din cer. Și sunt foarte mulți oameni care cred chestia asta cu tărie, că lucrurile pică din cer. Și da, s-ar putea ca unora să chiar să le pice din cer și s-ar putea ca unele lucruri să vină din senin, să nu știi de unde au venit. De regulă, trebuie să ai un plan de atac. Am învățat eu în timp că trebuie să ai un plan de bătaie pentru lucrurile alea și că sunt foarte puține momentele când lucrurile pică din cer. Și că trebuie să ai un plan de bătaie și un plan de atac și să știi ce vrei și pentru ce vrei. Eu nu spun că legea atracției nu funcționează, dar nu funcționează la modul cum ni s-au prezentat de multe ori, în multe situații, și anume wishful thinking. Hai să ne gândim, medităm, ne relaxăm, respirăm adânc, suntem pozitivi și o să apară în fața noastră.
Nu așa se întâmplă. Deci nu asta este legea atracției. Și, ba mai mult, am observat de-a lungul timpului și chiar există o teorie, apropo de legea atracției în sensul ăsta, că cu cât spui mai mult vreau, da, cu atât mai tare mintea ta se accentuează faptul că există o lipsă de ceva. Cu cât spui vreau casa aia, vreau jobul ăla, vreau aia, cu atât mai tare mintea ta se accentuează ideea că există o lipsă și asta atrage și mai multă lipsă, mergând pe legea atracției, da? Ideea că în mintea ta există lipsă atrage și mai multă lipsă și de aia nu se întâmplă lucrurile și de aia nu vezi de cele mai multe ori calea către ceva. Așa că găsiți o formulare mai bună, există milioane de formulări mai bune decât vreau și gândiți-vă foarte bine la lucrurile pe care chiar le vreți în viața voastră. Și ca idee, dacă se poate, mi-ar plăcea să lăsați unul, două lucruri pe care vi le-ați spus voi ca rezoluții anul ăsta. Ca să ne încurajăm, ca să ne dăm speranțe, ca să ne dăm un imbold pozitiv. Eu una am vreo două rezoluții, maxim trei, mi-am pus pe anul ăsta, dar nu pot să vi le zic. Eu sunt și mai superstițioasă din felul meu, da? Dar dacă se poate, voi să-mi spuneți, doar dacă se poate, dacă considerați că se poate și nu e ceva prea intruziv așa. Cam atât am avut eu să vă zic pe ziua de astăzi. Mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Spuneți-mi părerea voastră despre toată treaba asta. Dați-mi like și un share și ne vedem poi mâine. Vă pup! Ciao!